Salutare, sunt Claudiu Simar de la Mobilissimo și mă aflu aici la standul Sony, unde tocmai ce a fost anunțat telefonul Xperia XA1 Ultra. Avem parte de un display Full HD de 6 inch cu margini foarte înguste, de o cameră frontală de 16 megapixel cu blitz LED, iar pe spate de un senzor de 23 de megapixel ce poate filma la rezoluție 4K. La interiorul carcasei avem o baterie de 2700 mAh ce se poate încărca rapid grație tehnologiei MediaTek. Iar ca elemente de conectivitate găsim aici butoanele fizice de volum, butonul Power Unlock, un buton dedicat pentru camera foto, în partea de jos difuzorul și portul USB Type-C, iar în partea de sus avem desigur jack-ul audio. Telefonul de față ne mai aduce un procesor MediaTek Helio P20, 4 GB memorie RAM și variante cu 32 sau 64 GB spațiu intern de stocare. Amintim aici și slotul pentru cartela SIM și cardul microSD. Și per total avem parte de un tablet destul de interesant, unul ce va putea fi achiziționat la un preț de aproximativ 2000 de lei, să spunem. El este Xperia XA1 Ultra, un tablet mid-range, arătos, ce este fabricat din policarbonat. Iată-l încă o dată. Xperia XA1 Ultra.